Bă, neața, oameni buni, eu sunt Valentin MV, mergem cu duițul la, la Tiger. Petrica o să vină, de fapt Gelo o să vină MDPT busy cu JCB-ul, Petrica cu scarificatorul. Iar eu o să merg cu Tigerul la noapte cu Petrica și ziua o să meargă Marian cu Gelo, cu ele două și cu JCB-ul celălalt al meu. I-am pus motorină ieri seara, am stat până la vreo 11 seara, nu mai știu cât am făcut, vă arăt acum. Am făcut 8 hectare, ce am mai făcut vreo 12 hectare făcusem ieri, cu totul. Asta e preșul lui original și preșul care l-am pus eu ca să nu murdări pe aici prin cabină, că nu e al nostru. Ok. Iese bine în urmă și l-a scarificat. Chiar ies foarte bine. Am ajuns la deal, o termina băieții pe ziua de azi. Gel a făcut 15 hectare și Marian cred că a făcut și el vreo 18-20 pe acolo. Nu m-am uitat în bursă la hectare făcut. Vine Petrica acum la deal, am furt un Logan și ne pune să suflăm tractoarele. Tipul ăsta de filtri care l-am vedeți aici, am învățat ne-au spus băieții la reprezentanță, filtrele astea nu se suflă, doar se scutură. Atâta, nu suflă. Le bați așa și doar scutură. Gata, am schimbat tura, mai am viteză și eu mă las cu capul în ritm. Mai se ridic talerele astea să ne întreabă cu ele. JCB-ul meu are semătoare agățată, în regulă. JCB-ul meu are, eu mă las cu capul la vale, că ies mai bine pe Tiger capetele. JCB-ul meu are semătoare agățată din urmă. Urmează să semănăm coriandru. Corianuri de toamnă. Seamănă în luna august. Vedem și noi care treabă. Până acum a fost primul an în care am avut de primăvară. Merge ușurel. A fost primul an în care am avut de primăvară. Și aici destul de bine ce am înțeles de la fermierii de aici la mine din zonă. Sunt care pun la mine în zonă de ani, de ani zile. Nu-i primul an. C1 ușor, tata. Sunt fermieri care pe capătul și destul de bătut. Sunt fermieri care la mine în zonă care pun corianduri de ani de zile. Și am înțeles că, au început și ei să pună de anul ăsta sau de anul trecut, au început să pună și ei corianduri de toamnă. Și cicardara la mine mai tare asta de toamnă. Acum nici eu nu știu, dar trebuie să vezi tu, nu să mergi pe doar din auzite. Nici nu știu cum să iau aici cu captele, că o luat-o din colo încoa. Da. Așa o iau. Solul asta are 70 de hectare și am înțeles că ar trebui să o închem noi în seara asta. Lasul ăla că mai încep să are în sus aici pe capete. Apropo, mi-am găsit din înapoi GoPro-ul. Îl trecuse deja la lista de obiecte pierdute și numai bine că am găsit într-un ghiozdan, uitat. Cam așa este la Tiger și cam așa este la scarificator. La scarificator mai trebuie dat un disc ca să putem semăna aici în urmă. Eu acum merg contra cu 8 km, cam așa stau eu în cabină. E foarte bine. Pe confort stă bine. Chiar stă foarte bine pe confort. Revenim mai încolo, când o să-l filmez pe Petrica, fac niște cadre din dronă. Le găsesc pe TikTok toate filmările. Rapița anul ăsta nu semănăm, n-am mai semănat rapiță. Ultimul an când am făcut rapiță, am fost în 2018 la noi, că sunt foarte mulți care mă întreabă dacă punem rapiță. Nu punem rapiță pentru că e o cultură destul de riscantă și costisitoare. Iar la noi în zonă, cum nu plouă, nu o merită. Adică mai mult nu se face decât să faci rapiță la mine în zonă.
au fost câțiva fermieri rost la mine în zonă care au pus rapița și a fost destul de prost. Adică ce am înțeles s-a făcut în jur de 2 toni la hectar și 2 toni la hectar în condiții în care investiția la rapiță e foarte mare, după cum știe toată lumea. Investiția la rapiță e foarte mare. Ia să las uleacă mai încet. Asta la 7 km și vă ridică cu 6,5. Într-adevăr, e scarificat și pământul e deja spart aici oarecum. Și o să mai ridic și un pic eu mai sus. Că aici eu mai mult vreau să nivelez, că aici e scarificat deja, văd cum merge gelul până în drum. Apropo, nu spuneți de noi că drumurile astea s-arate. N-am făcut drumurile prea mici, pentru că toate drumurile, tot ce vedeți aici e a meu, e al nostru. La cobor la loc. Aici e o pantă destul de mare. E al nostru și pe drumurile astea doar noi circulăm. Acolo, în capăt, la sola mea, este cineva care are floare deja de recoltat, pe 9 august. Au început deja și la floare la noi și acolo floarea aia merge la recoltat, e foarte uscată. Cred că pe săptămâna viitoare s-ar putea să începem și noi. Și ce ziceam cu rapița, că nu merită. Ultima oară când am avut rapiță a fost în 2016 și după am pus 2 ani la rând, câte 400 de hectare și niciodată n-am făcut nimic. Așa am renunțat la ideea cu rapița. Nu ne mai trebuie. Ia să restez și hectarele. Are hectarele în bord, exact ca la fast track. Bec 1. Bec 2. Nu, uite așa vreau. Gata, are stat și hectarele. Și o să stau cu Petrica până ne simțim noi obosiți. Nu stăm până la 6 dimineața acum să tragem de noi ca să ne obosim. Când ne somn 2, 3, 4, atunci când ne somn, atunci ne oprim. Revenim mai târziu, mă, să mai întunecă. Vedeți care vedem în brazdă. Am mâncat cu Petrica acum, e ora, cât e ceasul, 9:15. Azi vă filmez și noaptea, luminile de lucru la el sunt foarte bune, n-ai ce să-i reproșezi. Ca vizibilitate în cabină, față de fast track, stă foarte bine, să știți, aleu. Să mai încet oreacă. Stă foarte bine față de fast track, cel puțin la fast track, când uiți în spate, nu vezi nimica. La tiranț, când agăți. Adică mergi pe bâșbâritele, zic așa, cum ne-am învățat și noi cu el, până la urmă. Ăsta are geam aici jos, vezi perfect tiranții, tot, e foarte ok ca vizibilitate în cabină. Ce mi se pare aiurea la el, v-am spus partea cu puntea. M-am spus în videoclipul trecut că când mergi pe brază, mergi cu puntea dezactivată, adică nu colisezi și la transport mergi cu puntea activată. Cam așa sprezi și în cabină plin de noapte. Ca consum, încă nu știu ce rezervor are, vă spun în litri, dar cred că are vreo 500 de litri, dacă nu mă înșel, când ne-am uitat atunci când am făcut plinul. Are vreo 500 de litri și consumă destul de puțin, mi se pare mie, pentru utilajul care îl trage. Oricum, în principiu nu e un tractor pentru ferma mea. Mi-e trebuie minim 300 de cai ca să poată ducă Tiger-ul cu fruntea sus, combinatorul ăla de 9 metri. Mi-e trebuie minim 300 de cai pe scurt. Direcția e foarte ok, mișto la el. Să activăm hidra. Încă o chestie care nu-mi place, de fiecare dată când opresc motorul, trebuie să activez și să deblochez hidraulicile. Ele se blochează de fiecare dată, cum ar veni. Dăm C1. Vezi, coborăm și Tiger-ul. La GPS până la urmă oare nu i-am dat de cap, am mai sunat niște băieți, un băiat de la Brăila, pe unul pe altul, nu i-am dat de cap care faza. Apare aici, pentru cei care au duiți, blocare. Nu știu care e faza și ce nu merge, chiar nu-mi dau seama. Hai, nu murim fără GPS câteva zile. Era bine, era foarte bine, nu că bine, dar asta este, n-avem ce face. Acum sunt un pic în urcare și urc cam cu 10 km și adâncime de 20 cm. Hai, revin, parcursul nopții. Sperăm să terminăm sola asta. Geluția când ne prinde 2 și noapte pe noi aici, dar cred că o să depindă în jur de 3-4 dimineața. Oricum, stăm să o terminăm. Cam vreo 3 dimineața estimăm noi că o să terminăm. Cu capete, cu tot.
Și o să mă las la vale, eu mă las cu el la vale, că de mâine agățați calificatorul cu el. Am încheiat sola aia. Ne mutăm în cea toată noastră, v-am spus că aici avem niște pământ mai multe ce o grămadă. Petrică nu știu ce face, sincer. Se duce el spre zi care are GPS, e ora 2, mai stăm și noi vreo oră 2. Petrică zicea că el nu simte obosit, dar nu mai stăm, că totuși. Ia să mă duc, vezi, bă, ce face. Ia-o tot aici, ăsta are lenta scară aici. Gata, încheiem ziua de lucru, de ajuns pe azi, e ora 4:10. Eu am făcut aproape 20 de hectare, iar Petrica vreo 14 hectare. Mergem în fermă, stăm chiar aici aproape. Și vă data viitoare dați un like, un share, un follow pe Instagram Valentin Bobo, Facebook Ife Dumbrava, iar TikTok Valentin Dumbrava, și lăsați în comentarii care a fost părerea voastră cu acest tractor. Nu știu dacă ăsta e ultimul vlog sau nu. Mergem în fermă, ca mâine să găsați calificatorul cu el.